pare foarte fain să porți de 1 iunie tricou cu micul prinț. Da. Și dacă copilor. Mai e și pictat, e și wow. Și copiilor le-a plăcut mult. Da, e dedicație. Da. Pentru copii și pentru copilul din și tine. Și pentru copilul din mine și pentru copilul din fiecare dintre noi. Ce fain, ce mă bucur și mă bucur tare mult că te văd și că ne întâlnim aici. Bun venit, Dorela Murerașu. Mulțumesc pentru invitație. Trebuie să recunosc că ai așteptat ceva după mine și da, meritat. Am ajuns destul de greu, da? Îmi cer iertare. Mi-a făcut plăcere. Nu, e okay, nu-i cazul. Eu sunt bucuroasă că ne-am reîntâlnit. Hai să începem cu începutul, cu A. Începem cu prima literă a alfabetului. Ce e Alert Endeavor? Alert Endeavor este un proiect de suflet, este un ONG, o asociație non-guvernamentală. Suntem activi de vreo 4-5 ani deja și alert pentru că ne străduim să schimbăm ritmul în comunitate. Partea bună este că ne reușește Endeavor și încet, încet văd că începem să avem și proiecte în Hunedoara. Și e așa, o confirmare a faptului că facem bine ceea ce facem. Da, ce bine sună. Dar când zici proiecte, la ce te referi? Când zic proiecte, zic la tot ceea ce înseamnă stil de viață sănătos. Educație non-formală, alergare, da, noi suntem marea majoritate alergători. Avem un club care se numește Alert Endeavor Junior, în care avem până acum în jur de 80-90 de copii activi, cu care ne întâlnim de 3 ori pe săptămână, cu care mergem pe dealuri și cu care redescoperim frumusețea copilăriei autentice, așa cum o știam noi, fără prea multe complicații și frumusețea aia pe care ei au pierdut-o, din păcate. Cum ai zis, cu regula lui fără? Avem regulile lui fără, da. Când mergem pe dealuri sau în drumeții sau în excursii, regulile lui fără și acolo încep așa liniuțele. Fără dulciuri, fără suc, fără gumă, fără telefoane, fără gadgeturi, fără bani, fără părinți. Și fără regulile... să te lamentezi. Și fără... Nu, de obicei copiii se triază foarte frumos și care sunt crescuți cu foarte multă grijă și excesiv protejați, nu prea se integrează bine, pentru că noi suntem cu copii mai așa, mai exploratori, mai curioși, mai activi și când le dai drumul pe deal se împrăște așa ca și stupul de albine sunt peste tot și atunci ei se triază foarte, foarte frumos și se regăsesc așa ca într-un puzzle, fiecare își găsește locul în echipă. De ce vârstă au? Cam ce... De la 5 la 12 ani, 12 chiar 13 ani. Da, avem de 5 ani. Avem. Eu am avut astăzi așa un eveniment, mi s-a întâmplat așa o chestie drăguță apropo de copii. Eram așa cam prost dispus să recunosc cinstit și eram la capătul bazinului, băgasem capul sub apă, când am scos capul de sub apă, exact în clipa în care am deschis ochii, au intrat 3 copii pe tribuna, pe rândul de sus al tribunei, atâta erau de fericiți. A fost extraordinar, se ridică pielea de mine când mi-aduc aminte. Au intrat, pe lângă faptul că erau așa de frumoși, tot așa, un 12-13 ani acolo. Își dădeau tricourile, vorbeau, se pregăteau de antrenament. Și săreau într-un picior, ceva s-a întâmplat, nu știu, vorbeau ceva între ei, dar fericirea aia autentică și, doamne, a fost o plăcere. O plăcere. Și mă gândesc că asta este ceea ce te mobilizează și pe tine în proiectele astea, nu? Așa este și eu sunt extrem de recunoscătoare că m-au primit în lumea lor, că m-au reprimit în lumea lor. E fantastică lumea copiilor și e atât de simplă și de frumoasă și exact cum spui tu, e grozav să știi că poți să sari într-un picior. Citisem săptămâna trecută o glumă care mi-a plăcut tare mult. Era ceva de genul, Doamne Dumnezeule, ai 50 de ani, de ce sari în baltă? Da, dar balta nu știe. Adică, exact așa e și cu copiii și... De fiecare dată venim încărcați cu energie și cu zâmbet, așa, un zâmbet din ala de la ureche la alta. Și mie mi se pare ciudat acum să nu aud la fiecare 10 secunde, Dorela, Dorela, Dorela. Tot timpul vor ceva. Exact. Și alergatul, da, eu știam Alert Endeavor pentru alergători. Alergatul, organizarea de organizarea sau participarea la concursuri, la maratoane, este tot în cadrul aceleiași organizații. Da. Alert Endeavor, ca și ONG, a plecat de la nucleul de alergători din Deva și din Hunedoara. Eram deja destul de numeroși, cunoscuți peste tot, ne făcusem un brand, tricourile noastre cu inimă, cu Alert Endeavor, ne știa toată lumea, trupa de la Deva.
După care ne-am dat seama că avem nevoie de o formulă legală prin care să putem organiza evenimente, să putem să ne adresăm copiilor, să trecem și la educație non-formală, cum ne-am dorit. Și atunci a venit ideea asociației și nu puteam să facem exclusiv pe alergare. Alerg Îndeva, e destul de greu să spui, suntem Alerg Îndeva și ne ocupăm de educație, suntem Alerg Îndeva și ne ocupăm de stil de viață sănătos. Și atunci ideea de Alerg Îndeva a venit tocmai pentru a schimba ritmul comunității, să le insuflăm mai multă energie, să îi trimitem pe poteci. Deci se face o literă. O literă, o literă, exact. Și nouă ne place să spunem că e T-ul de la tineret. Alert. Da, da. E T-ul de la tineret pe care dorim să-l activăm. Pierdem foarte mult categoria de vârstă 18-22 de ani, nefiind orașe universitare cu tradiție. Marea majoritate a tinerilor pleacă și atunci ne lipsește enorm de mult partea de activități specifice vârstei lor. Nu avem voluntariatul, nu avem implicarea socială pe care ei o descoperă la acea vârstă. Și atunci a trebuit să regândim un program amplu, să ne adresăm categoriei mai mici. Și atunci avem voluntari în activități de la 12 până la 16 ani. Foarte fain! Da. Foarte fain! Bravo! Mi se pare complicat să-i strunești. Mi se pare complicat să... Dar... Mi se pare complicat să-i oprești, nu să-i strunești. Da, corect. Dar probabil că vine cu experiența și vine cu curajul. Dacă nu te gândești de multe ori ce s-ar putea întâmpla, că zici că pleci cu 20 de copii pe dealuri. Wow! Da, da. Eu sunt absolventă de pedagogie. Am și profesat și am plecat acum foarte mulți ani din sistem, mai bine de 20 de ani, pentru că mi s-a părut un sistem foarte rigid în care copilul nu putea fi copil și dascălul nu putea fi dascăl. Nu așa cum concepeam eu atunci și nu așa cum concep eu că ar trebui să fie un sistem de învățământ. Din păcate, lucrurile s-au schimbat doar pe aici, pe acolo și faptul că prin cadrul ONG-urilor și al asociațiilor reușim să facem educație non-formală și să completăm ceea ce nu se reușește la școală e un plus valoare pentru copii și pentru familii. Categorii de aici, educația non-formală, deci. Și dă-mi un exemplu, ce faci să pui bazele, să contribui, pardon, că de pus bazele se pune de familie și de școală, da, de familie. Dar cu ce contribuie Alerg Îndeva la educația non-formală? Uite, o să-ți dau un exemplu de luna trecută. Luna trecută am avut un proiect de suflet, am prins și postul național, el au fost încântați de numai. Am sădit prima livadă a copiilor. Noi avem o tabără la intrarea Îndeva și se ridică pielea pe mine. Da. A fost frumos. 2 ore și jumătate a turnat cu găleata. Wow. Și 50 de copii însoțiți de voluntari și au plantat pomișorii. Fiecare și-a lăsese înainte ce fel de pom vrea. Noi le-am dăruit pomii. Voluntarii adulți au săpat gropile și să vezi copilul de 4-5 ani săpând, punându-și pomul cu mânuțele lui, acoperind, țărind cu cizmele de cauciuc. Fiecare pomișor a primit o etichetă din lemn cu numele copilului gravat și avem cireșul Ana, părul David. Avem poze de acolo, nu? Avem sigur. Că să-l rugăm pe Bogdan să le ruleze, să le vedem. Și pe pagina noastră sunt foarte multe poze și toți pomii s-au prins. Serios? A fost incredibil. Am pus 50 de pomi și absolut toți pomii sunt prinși și am pus poze. Și astăzi, de 1 iunie, fiecare dintre ei a primit atestat de om care a plantat un pom. Ca să vezi ce frumos. Să aibă și dovada faptului că au contribuit cu ceva. La tabără se întâmplă foarte multe lucruri magice pentru ei. Au un spațiu securizat și doar al lor, cazemata. Avem niște corturi mari albe de glamping, cortul fetelor și cortul băieților. Și într-un spirit de joacă reușim să ne facem și temele de vacanță. Avem și ora de lectură în care stăm și citim. În cazul în care e mai interesantă cartea colegului, le rotim între noi, important e să citească și să învețe cuvinte noi. Am avut un curs de învățat cuvinte noi, am avut cursurile de decorat pietre, am avut tot felul, am învățat să coasem nasturi, dacă îți vine să crezi. Și dar de unde îți vin ideile astea sau cine le promovează? Sunt foarte multe site-uri care ne ajută, foarte multe asociații care ne ajută și suntem așa într-un fel de carusel în care fiecare vine cu o idee și o completăm. În primăvara trecută am cumpărat un sac de semințe de flori
Și am mers și le-am răspândit pe un deal. Și după aia ne-am dus să le vedem cum au crescut și cum au înflorit. Oh, și... avem treabă multă pe dealuri. Sunteți foarte ocupați pe dealuri, da, e. Observ. Și sunt convinsă că, nu știu, 20, cât ai zis, 25 de sau cam mai așa, mulți. Media cam așa este la activitate. Iată, un număr cam tot atâta de părinți fericiți, pentru că dacă copilul e mulțumit și senin, și părintele e fericit. Și viceversa, mă rog, tu aici tu contribui că... să-ți știi copilul bine îngrijit e mare lucru. Așa este și avem parte de niște părinți deosebiți și din ce în ce mai mulți și oameni care caută lucruri simple și care caută să țină departe copilul de prea multul calculatorului. Noi nu suntem împotriva gadgeturilor, a calculatoarelor, a jocurilor, doar că trebuie să existe un echilibru și copilul nu trebuie să uite partea de natural din vârsta lui și frumusețea pe care doar joaca în natură o poate oferi. Da, întotdeauna am considerat și am spus că activitățile acestea outdoor și poftim educația non-formală, dacă vrem să zicem, deși mie îmi place să spun extrașcolarele. Hai duceală pe dealuri. Da, și hai duceală pe dealuri, cum zici tu. Schimbă complet copiii și preocupările și gândurile și felul de a vedea lucrurile mai târziu în viață. Acum deja este, nu știu dacă cuvântul potrivit e modă, dar în orice caz sunt destul de mulți care fac voluntariat. Însă vreme în urmă nu era. Și se vedea diferența. Se vedea diferența foarte, foarte tare și foarte repede atunci când deja plecau în organizații, când erau mai mari, pe lângă cerințele pe care nu le îndeplineau neavând aceste ore de voluntariat. Și acea celebră, nu știu dacă tu ai întâlnit-o, am întâlnit-o de foarte multe ori, sunt foarte nemulțumit că mi se cere experiență și când să-mi o fac. Păi, cine te-a ținut? Da. Dar... Nu facem nimic, dar suntem supărați când se cere ceva. Ei, aia, dacă reușim să schimbăm, o să fim și eu noi un pic mai fericiți. Și să știi că vin generații foarte frumoase și acum la History Run am avut ocazia să lucrăm cu voluntarii de la Crucea Roșie, cu voluntarii de la Ortocafe, cu voluntarii de la Cercetași, sunt niște copii incredibili. Avem pe pagină poză și acum o să spun surpriza pe care o pregătim. Am văzut în poze, eu nu l-am văzut live, dar când l-am văzut în poze am început să plâng. Este un băiat de vreo 12-13 ani care a stat 4 ore voluntar ținând banda și citind. Drag, ține cartea și citește și am hotărât împreună cu colegii că ne vom strădui să-i asigurăm un fond de carte, așa i-am spus noi, să-i facem o donație, să-și cumpere cărți, am înțeles că e pasionat. Și, de unde e băiatul? De aici, din Hunedoara e, da. De la Cercetași. Sunt dornici să facă voluntariat. Le place să se implice și mai ales dacă le dai libertatea să vină cu idei proprii, atunci lumea este a lor. E exact din filmul ăla fac parte. Am văzut și mărturisesc că și eu m-am emoționat, am văzut postările tale în care mulțumeai și cercetașilor din Hunedoara, pe care îi salut cu drag. Și celorlalți voluntari la History Run, dar am văzut niște domnișoare care aveau niște bancarde extraordinar de amuzante. Da, acolo noi suntem capul răutăților. Mă doamne, cu i-a pușcat prin cap așa ceva? Da, ne-am inspirat din experiența maratoanelor internaționale, unde și a ultramaratoanelor, unde după 10-20 de kilometri vezi un afiș și uiți de tot greul pentru că te umfle râsul și atunci le-am făcut și noi, le-am pregătit cadou acele pancarde și s-au bucurat tare, tare mult și copiii care le postau, le țineau și alergătorii care le vedeau. Da, deci a fost foarte frumos. Povestea asta de unde a plecat? History Run... se numește așa doar de 3 ediții. Inițial s-a numit Maratonul Vișlilor. Mult mai inspirat History Run, hai să fim serioși. Pentru că avem castelul, avem cetatea, avem atâtea istorie și am vrut să ne adresăm unui public mult mai larg decât cunoscătorii de Vișli și atunci am vrut să punem în valoare ceea ce avem. Aici autentic, istorie, frumos. Și mai frumos decât să alegi de la castel la cetate, nu știm ce poate fi.
Sunt două lucruri atât de frumoase ale județului și puse în valoare de ceva care n-are legătură cu istoria sau cu, știu și eu, clădiri și arheologie, ci are legătură cu stil de viață. Mi-a inspirat o idee fantastică, bravo vouă. Să știi că toate marile evenimente internaționale de alergare au în centrul lor clădirile istorice și ceea ce are patrimoniul acelui oraș. Și la Barcelona tot circuitul este pe clădirile lor monument, la fel este la Roma, la fel este peste tot. Rolul acestor evenimente este de a pune în evidență zona. Noi putem alerga peste tot, avem dealuri, avem suficiente drumuri de alergare, dar e păcat să nu pui în evidență frumusețea locului pe care îl ai. Deci este un plus valoare. Noi asta ne străduim, să promovăm zona. Da, corect. Foarte frumos. Așa, deci de 5 ani se face acest maraton, care e maraton, da? După nu. Toate regulile? Nu? Nu este maraton. Maratonul are 42,2 km, semi-maratonul are 21,5, History Run are 25,2 și diferență de nivel. Adică e o cursă de neuitat, după ce că e mai lung decât un semi-maraton, are și foarte multe dealuri. Este o cursă grea, este o cursă grea pentru alergători, nu este un traseu ușor și asta spun toți cei care l-au parcurs. A, deci numai bine a fost pancarda cu încurajarea. Încurajarea, da. Și cât sunt cei implicați în organizare? Sunt chiar curioasă. Anul acesta am fost foarte mulți și a fost o bucurie să vedem că au venit din exterior foarte mulți oameni de valoare care au spus vreau să pun și eu umărul să vă ajut, pentru că a devenit o cursă etalon pentru județul Hunedoara și pentru zonă. Și faptul că vin, de exemplu, au venit sponsorii la noi. Deci a fost incredibil faptul că am avut același partener care ne-a întrebat ce facem, facem History Run. Am rămas, zic, wow, cât de frumos. Înseamnă că facem bine ceea ce facem și sunt mulțumit și ei ca și implicare și ca promovare în eveniment. Am avut în jur de 200 de alergători la start, atât la cursa de individual cât și la ștafete de 3 și în jur de 100 de voluntari implicați. Wow! Mulți, foarte mulți. Foarte, foarte mulți. Câtă suflare. Și voluntari înseamnă nu doar copiii din ONG-uri, ci am avut voluntari de 60 de ani, de 65 de ani. Am avut oameni care au muncit mai bine de 12 ore de dimineața, de la ora 7, la montat bannerele, pentru că e foarte greu de organizat, nefiind în circuit. Toate evenimentele, marea majoritate a evenimentelor de alergare, se întâmplă pe o buclă. De unde pleci, acolo ajungi. La noi nu este așa și atunci logistica este total diferită, de la amplasarea punctelor de hidratare până la asigurarea transportului. Am mers pe principiul că vrem să creștem prin serviciile pe care le oferim. Nu vrem să facem curse spectaculoase la care să participe 1000 de persoane, vrem cei care participe să țină minte că n-au avut niciun stres, că au primit tot ce au avut nevoie și că s-au bucurat de cursă. Și atunci am avut punctele de hidratare și de alimentare. Am avut 4 curse de transport în care am asigurat absolut toate variantele pentru ștafete, pentru cei cazați în Deva, pentru cei cazați în Hunedoara, inclusiv adunarea ștafetelor de pe traseu. Am avut o masă de final, ne-a mers vestea peste tot prin țară, câtă mâncare avem noi la Deva. Și am avut bucuria de a avea o echipă din Republica Moldova. Au venit băieții, Kiss Moldova se numesc, și au fost foarte încântați de ce au găsit aici la noi. Din toată țara am avut participanți și punctul nostru forte, de care ne bucurăm și la care ținem cu dinții și nu vrem în niciun fel să renunțăm la acest principiu, este că suntem singura competiție din țară care asigură participarea gratuită pentru copiii de 16-18 ani și pentru categoria plus 60. Deci toți cei care s-au înscris din aceste două categorii de vârstă au avut participarea gratuită. Ceilalți plătesc o taxă. Da, plătesc o taxă. Ca peste tot. De da, în taxă se regăsesc atât contravaloarea serviciilor, cât și kitul pe care îl primesc. Tricou tehnic, medalia, geluri, batoane pentru energie și tot felul de produse specifice. Tu ai fost prin toată lumea la... Chiar aș vrea eu. Ok, dar bine, dacă nu ai fost numai, să zicem, la Budapesta, ci ai fost în 3 țări, pentru mine deja e toată lumea. Da. La maraton vorbesc, nu în sensul de excursii. Care e diferența față de ceea ce se întâmplă aici?
Nu neapărat la History Run, în genere, așa, la ce participi tu? E greu să compari un eveniment internațional cu un eveniment local. Fiecare are frumusețea lui. Fiecare are plusurile lui. Însă vibe-ul pe care ți-l dă un eveniment internațional, la Atena, de exemplu, pe traseul autentic pe care s-a alergat primul maraton din istorie, am luat startul 19.000 de oameni. Wow. Doar la maraton. Că e fascinant. Da, atunci au fost în jur de 40.000 de alergători la toate cursele, dar doar la maraton am fost 19.000. Și e un sentiment grozav să vezi că nu ești nebun, că sunteți foarte mulți, așa ca o sectă. Și am alergat 42 de kilometri în care am văzut un râu de oameni. Niciodată nu am fost răriți sau să poți să vezi cumva șoseaua pe distanță mai mare, nu. Și pe lângă asta este vorba de vibe-ul pe care ți-l dau voluntarii. 42 de kilometri din localitatea Maraton, în cazul Atenei, și până în centrul Atenei, nu am avut mai mult de 200 de metri fără voluntari. Și discutăm despre localități întinse și da, emoționant. La Maratonul celor trei țări am fost iară. Și acolo a fost așa de frumos să vezi, erau, de exemplu, austriecii scoseseră măsuțele la poartă și beau șampanie în timp ce noi alergam. Asta pot să fac, da, și eu, serios. Și te bucură să vezi că fiecare se bucură în felul lui. Trăiește cum poate, da, evenimentul. Da, la Barcelona a fost o nebunie, eu iubesc Barcelona. De fapt, cred că eu iubesc fiecare oraș în care ajung să-l văd și să-l cunosc și să... Și eu am prins un maraton la Barcelona, în sensul că m-am uitat de pe stradă, cum zici tu, nu cu șampania. Am prins un maraton, exact, da. N-aveam șampanie în mână, din păcate, n-am fost inspirată, dar nu știu de ce m-am emoționat așa de tare, că nu știam pe nimeni, habar n-aveam, în vremea aia chiar nu știam pe nimeni care alerga în maratoane, dar am fost foarte emoționată să văd marea aia de oameni și... Într-adevăr, părea toată lumea foarte mulțumită că așa e acolo. Așa e. Și ca alergător, când ai numele scris pe număr și noi avem și tricourile cu România și alerg în Deva sau Hunedoara aleargă și când auzi din public că te strigă, hai Dorela, hai Vechița, ce frumos! E bunie. Și mai găsim și români prin public care ne încurajează, România, bravo! Da, e un sentiment tare, tare frumos și noi nu mergem... Maratoanele și cursele de alergare nu se organizează pentru câștigători, că aia ne întreabă toată lumea, dar ce câștigați? Noi mergem acolo prin eforturi personale proprii, însă nu sunt sume foarte mari, deci nu sunt, nici măcar nu se ridică la nivelul unui concediu în țară. Deci stricăm undeva în jur de 1500-1200 de lei pentru un eveniment internațional, pentru că mergem pe un low cost, nu mergem pe varianta de concediu. Dar merită ca experiență incredibil de mult. E fascinant ce se întâmplă acolo. Ai zis de un after party. Am prins. Și la evenimentele astea sunt after party și mergeți? Suntem oameni. Adică, și noi, adică... Na, până la urmă cineva trebuie să bea și șampania. Cu fetele care mergem la maratoanele internaționale, că suntem numai fete. Am observat, da. Am observat. Nu este mai de anduranță. Băieții nu rezistă. Asta este, sperăm pe viitor să dezvoltăm și un departament masculin. Dacă nu, noi ne descurcăm. Da, cum vă prinde Tavi din urmă. Te pup, Tavi, nu, vezi că nu țin cu ea, da? La Istanbul ai fost singur, nu-i nimic, eu te încurajez. Îl pregătim pentru Istanbul în toamnă, că și noi vrem să mergem la maraton în Istanbul. Și avem un protocol cu fetele. Tot timpul după ce terminăm un maraton internațional avem câte o sticluță din aia mică de șampanie. Deci asta este partea de after party, da. Atât? Acolo. Ok, mi-am revenit. Și after party-ul de ieri? Ce ne poți spune despre el? Da, mulțumesc. After party-ul de ieri a fost o sărbătoare a celei mai reușite ediții History Run și am vrut să ne întâlnim toți cei care am lucrat așa 3 săptămâni pe brânci și am stat la povești și ne-am spus din interior fiecare ce am știut doar noi și ceea ce din exterior nu s-a văzut. Ne-am îmbrățișat și ne-am mulțumit că am lucrat ca o echipă incredibilă și vreau să le mulțumesc celor mai buni colegi din lume. Oh, te-ai, da, emoționat! Să știi. Au lucrat, cred că nici dacă m-aș clona de 10 ori, nu aș putea să duc segmentele pe care le-a dus fiecare dintre ei, pentru că fiecare și-a împărțit munca și a fost... e greu să... organizezi într-o mână de oameni
ceea ce organizează de obicei firme care au ofișa postului, care au departamente angajate pentru așa ceva. Noi fiind asociație și fiind toți voluntari, efortul este mult mai mare pentru că fiecare dintre noi are un job, are o familie și atunci partea de hobby și de pasiune e foarte greu de găsit o nișă și da, de și vine de acolo unde vine, în atâta exact, rămâne. Exact. Dar faptul că vin la voluntarii, vin la evenimentul ăsta și să rămân și în organizație mai departe sau doar pentru evenimentul ăsta vin voluntari? Vin de la, avem voluntari care vin la toate evenimentele, inclusiv la cele cu copii și sunt voluntari care vin doar pentru History Run. Atunci noi suntem un organism deschis și fiecare își găsește locul. Dacă vrea doar la History Run și sunt fetele, avem fete dedicate de 3 ani de zile, noi vrem la punctul de hidratare. Acolo ne place. Știm că ele stăpânesc ceea ce au de făcut, se descurcă, au tot ceea ce este necesar. Noi le asigurăm partea de consumabile și produsele. Și atunci e așa o bucurie să știi că e totul în siguranță, da, e zonă safe. Cineva acolo se ocupă de treaba asta cu siguranță. Da, corect. Da, foarte fain ce-mi spui, foarte fain. Zi-mi, ce rol are disciplina în activitatea ta, în acest viața haos, ta, în tot ce povestești tu? Are un rol foarte important pentru că oricât de mult ne-ar plăcea nouă să fântăm jaloanele, fără o rigurozitate și fără cale dreaptă, nu ajunge la rezultat. Și atunci e nevoie de disciplină, e nevoie de organizare. Chiar și în joaca asta a copiilor există anumite puncte pe care trebuie să le respecti, anumite reguli și anumite criterii pe care trebuie să le atingi. Pentru că altfel lucrurile scapă de sub control și dintr-o inițiativă frumoasă poți ajunge foarte ușor la situații pe care nu le poți controla. Eu sunt un om disciplinat, sunt chiar obositor de disciplinat. Sunt omul care pentru 2 sarcini face 10 liste și verifică de 2 ori, dar se întâmplă și mie să-mi scape tot felul de aspecte. Și de asta e bine să fim mulți și să facem ședințe și să ne reunim și să avem foarte multă experiență din ce rol are creativitatea în toată povestea asta pe care ai spus-o tu? Te ascult. Da, creativitatea are un rol foarte important, mai ales în lucrul cu copiii, dar nu numai. Faptul că reușim să dăm o notă autentică evenimentului de alergare, faptul că râdeam, de exemplu, ne gândeam aseară, dacă ar fi să-i dăm un miros evenimentului History Run, ar fi mirosul mesei de final. Acolo cu brânză, șuncă, ceapă. Vai, stăteam să mă gândesc ce o să zici. Acolo unde toată lumea mâncau, erau 200 de oameni și mâncau, erau fericiți, alergaseră, era totul bine și le-am oferit doar produse de aici autentice, locale și s-au bucurat tare, tare mult. Și atunci aici intervine creativitatea, bannerele de care spuneai, încercăm să fim creativi și așa, materialele pe care le-am pus în kituri, iar în partea cealaltă, la clubul junior, acolo e o plajă imensă de creativitate și vin ei cu idei foarte multe. Hai să facem asta, hai să încercăm asta. Mă învață ei pe mine foarte multe lucruri și eu cred că atâta timp cât accepți că ți-e bine copil, îți este bine și ca adult. Și eu aici vreau să rămân. La mine aici este foarte, foarte, lumea lor este grozavă, este foarte simplă. Și ne este bine împreună. Zise cea cu micul prinț pe tricou. Da. Da. Eu am făcut astăzi o postare așa, de 1 iunie. Sigur că bineînțeles că am folosit mascota mea, am folosit-o pe fii mea, dar, dar nu despre asta e vorba, ci în momentul în care mă pregăteam să scriu, zic, hop, așa, 180 de grade schimbare și zic, nu, la mulți ani de 1 iunie. Toată lumea știe că e 1 iunie, toată lumea știe că trebuie să spui la mulți ani. Și stăteam așa și mă uitam la poza lui fiimea și zic, bă, ești mândru de ce vezi când te uiți la copilul tău? Știi că l-ai crescut drept, corect, cinstit, frumos, sănătos la minte și trup? No, atunci bravo ție. No, bravo exact, părinții. Exact. Știi? Bravo părinți și bravo educatori, că sunt și educatori, uite, poftim ca tine, care nu neapărat în sistem sau în afara lui, dar care se ocupă de copii și părintele e mulțumit. Citisem undeva faptul că îți dai seama că ți-ai crescut așa cum trebuie copilul dacă ai curajul să mergi cu el de mână până la capătul lumii, fără să ai nicio emoție.
Ce frumos sună! Da, e incredibil. Mă gândesc la toți părinții stresați când se trezesc în concediu cu copilul și vai de mine ce mă fac. Pentru că atunci, într-adevăr, ce trebuie să vezi. Da. Da. Apropo de educatori care contează, tot așa cum spui, citisem undeva cu responsabilitatea părintelui în a alege cu cine își petrece timpul copilul stă și în a alege educatorii, că nu este suficient să-l trimiți la 700.000 de pregătiri și ore și nu știu mai ce și cei mai buni profesori, dacă tu nu cauți să vezi cum rezonează, cum, ce se întâmplă între copil și respectivul educator. Și cu ocazia amintirii cercetașilor mi-am adus eu aminte de German, pe care îl salut, da, de idolul copiilor și de un moment în care m-a suportat, cred că vreo 3/4 de ceas la telefon, când copilul meu, cred că era clasa 6-a, vrea să meargă într-un camp, celebrele lor campuri la cercetași. Și eu cu taică s-o poftim? Nu. Copil de clasa 5-a? Copil de clasa 1-a? Copil de clasa 12-a? Cum o să se descurce cu voi toți? Ăla vrea... Nu vreau, am vrut să zic, dar nu zic ce. Ăla de 18 ani vrea ceva. Ăla de clasa 1-a vrea ceva. Nu sunt de acord. Și am vorbit cu German, cum spuneam, la telefon bine, înainte de asta am mai vorbit cu vreo 2-3 mămici și... Ați făcut un fel de sindicat? Da. Nu, astea erau mămici cu experiență. Mămici de copii care deja mergeau la cercetași de ceva vreme și m-au sensibilizat. Dar... Așa de frumos m-a liniștit și așa de bine m-a tratat, așa de împăcată i-am dat drumul copilului la eveniment, în campul ăsta, unde, cum zici, fără telefon, fără aia, fără aia, fără aia, fără mamii care se știe ce și cum. Și slavă Domnului! Și când mă gândesc la ce s-a întâmplat atunci, acum atâția ani, și mă uit la ea, cum îi strălucesc ochii când aude că îl poate vedea pe German sau la gândul că o sună sau că... Deci asta contează. Faptul că a rămas cu dragul ăla și cu respectul față de cel care a călăuzit-o și nu numai ea, desigur, dar cum ziceam, vorbeam de mascota mea. German e un sfânt și pentru noi și face niște lucruri grozave cu cercetașii, eu îl știu de ceva vreme. Din păcate nu avem timp să ne vedem foarte des sau la fel de des cât am dori, dar avem lucruri multe de învățat unii de la ceilalți și cred că ăsta este avantajul educației non-formale și al asociațiilor. Faptul că între noi nu există râca și nu există temerea care există între cadrele didactice. Noi învățăm unii de la ceilalți și ne bucurăm dacă el vine cu un joc nou sau cu o activitate nouă și pot să o adaptez și eu copilul. Realitatea este că puteți să faceți lucruri extraordinare împreună. Da, așa este. Da. Așa este. Foarte fain. Bun, umorul. Ce rol are? Uite, o să-ți răspund prin două întâmplări. Daniela Dinuleț este voluntar al nostru. Da, da. Daniela are două fete, din care una de vreo 30 și ceva de ani. Și vine voluntar cu noi și o întreabă fetele pe deal: Daniela, tu ai copii? Daniela zice da. Zice, ce copii ai? Păi am două fete, una de 20 și ceva de ani și una de 30 și ceva de ani. Cele mici s-au blocat, s-au uitat așa la Daniela și au zis: Doamne, ce bine că tu ești mai tânără. Cam așa. După care ne-am continuat activitatea râzând toți. Ce bine că tu ești mai tânără decât copiii tăi, care sunt foarte mari la 30 de ani. Îl mai avem pe Filip, care e grozav, tot așa mergeam pe cetate și întreabă pe cei doi frățiori din fața lui, se țineau de mână și întreabă: bă, voi sunteți frați? Cei doi se întorc și spun da. Și el continuă: cu cine? Grozav! Deci nu ai, la noi se râde continuu, pentru că asta este mediul de lucru. Deci avem un mediu de lucru incredibil de bun și de frumos și... Umorul este așa ingredientul de bază al copilăriei și îl cultivăm, îl apreciem, îl încurajăm. Glumesc între ei, nu au voie să-și pună etichete, nu au voie să se jignească, nu au voie să se catalogheze, dar râdem și glumim acum. De exemplu, ultima glumă, avem un adăpost de căprioare în apropierea taberei, am construit și noi unul cu sare, peste iarnă, cu tot felul. Însă și eu, din căprioare? Da, e plin de căprioare la Almaș, dar ei nu le văd niciodată. Pentru că acum ne dorim să găsim o căprioară surdă,
la cât urlă e. Și când pleacă din tabără se roagă, dă Doamne să găsim o căprioară surdă. Așa că umorul face parte din lista noastră zilnică. Ok. Care ar fi, dacă ar fi să rezumi din activitatea ta din ultimii 5 ani, zici tu? Cu cam așa, da, da. Care se ocupă și de alert și de History Run. Să rezum care ar fi mai importante? Nu, nu. Ziceam, deci cam 5 ani, despre 5 ani vorbim. Așa, ok. Deci în acești 5 ani, care zici tu că ar fi primele top 3 lucruri pe care le-ai învățat? Poate că le știai, dar... Grea sau... Pot să spun că primul lucru la care nu aș renunța în niciun caz ar fi copilăria și zâmbetele lor și faptul că m-a readus în lumea fiului meu. Și asta pentru mine ca părinte... E grozav, pentru că nu îl mai cântăresc pe el cu altă ocaua. E de acolo, e din filmul ăla. Și dacă toți fac asta, are și el voie să facă asta. Și faptul că m-am reîntors în lumea copilăriei și în lumea educației este un plus valoare. Bucuria de a face ceea ce îmi place. Și aici intervine partea de organizat evenimente. Și datul peste cap și mutatul munților și... convins autoritățile și tot bagajul cu care vin. Și al treilea lucru e oamenii dragi pe care i-am descoperit, i-am găsit și i-am alături. Cred că astea sunt primele trei care mi-au venit acum în minte. Și care au fost cele mai neplăcute chestiuni care vin în minte? Nu există neplăcute. Avem, de exemplu, momentul în care le spunem părinților că nu vin cu noi în drumeție și nu înțeleg de ce. Și de multe ori am invitat câte un părinte cu noi. Am avut, de exemplu, o tură în spatele cetății în care ne-am tăvălit. Era toamna și ne-am tăvălit în frunze uscate. Era o mare de frunze galbene. Și singurul copil care nu a avut voie pentru că s-ar fi putut murdări a fost cel însoțit de părinte. Înghesuat. Înghesuat, da. Mm-hmm. Și e atât de trist să vezi un copil plângând când ceilalți se bat cu frunze pentru că el se va murdări. Și atunci am introdus regula lui 5 lei, o avem și regula lui 5 lei, cam atât costă spălatul hainelor. Așa că pentru mămicile care comentează le dăm 5 lei. Le-ai pedepsit. Le-am pedepsit, da. Nu avem lucruri, nu am părți negative. Nu, sunt tot felul de... Avem proiecte europene de desfășurare, e multă muncă, e multă birocrație. Poate astea ar fi lucrurile care nu neapărat îmi fac plăcere, dar care sunt necesare. Complicate. Da, da. Da, ești o inspirație. Am început povestea noastră cu întrebarea ta de ce am venit aici, de ce suntem noi aici. În afară de a nu sta împrăștiați, cum am spus, uite de aia, pentru că pe mine mă inspiri, mi se pare fascinant ce faci, dar dincolo de asta, că poate că asta e așa un pic clișeu, radiezi când vorbești despre lucrurile astea care îți plac, când vorbești despre copii, când te văd în pozele pe care le pui de la maratoane și asta... dă speranță la orice om care apucă să ajungă să fie wow, cum să fac să nu fie din nou un clișeu, care ajunge să fie rutinat, poftim. Nu neapărat că este trist, nu neapărat că este cu probleme, nu, pur și simplu rutinat. Când faci aceleași chestii și spui, da, eu de ce nu pot? Da, nu te oprește nimeni. Da, dar eu nu pot. E nevoie de o trezire. La unii poate fi mai bruscă, la alții poate fi mai târzie, la alții poate nu e niciodată. Și mie îmi place să cred că trăiesc fiecare zi și nu o las să treacă. Și fiecare are povestea lui de viață. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că de câțiva ani de zile mă bucur de fiecare zi. Și de aici vine bucuria mea, pentru că am renunțat la... rutina de care spuneai și a fost un risc foarte mare când am decis, gata, nu, eu nu sunt de aici, nu mă regăsesc în ceea ce fac acum, da. Nu-mi face bine mie și familiei mele ceea ce fac acum și atunci am decis, gata, mă opresc, trag aer în piept, hai să vedem ce-mi face mie bine, ce mă face fericită,
unde e locul meu în lumea asta, pentru că nu cred că m-am născut ca să fac profesie, știu eu ce, ca să... Am avut o carieră foarte, de care sunt foarte mândră, am un CV incredibil, care la un moment dat nu mi-au folosit la nimic. Pentru că atunci când plângeam, nu mă ajuta nici CV-ul, pentru că atunci când nu aveam timp să stau cu copilul meu, nu mă ajuta nici jobul și am decis că nu, habar nu avem ce vine mâine. Nu avem nicio certitudine decât clipa de acum. Și am decis că vreau să trăiesc clipa de acum, așa cum știu eu, cu zâmbetul pe buze, cu multă bucurie, cu copii, cu râsete, cu Tudor prezent non-stop în viața mea, cu Doru, cu toți cei dragi. Asta a fost decizia mea de câțiva ani de zile. E drept că a venit pe un fond ciudat și greu și amestecat, dar importantă este ziua de astăzi. Ce final mai bun poți să găsești? A, da, știi ce final ar fi și mai bun? Ai fost genial, îți mulțumesc frumos, mi-a plăcut tare. O să cerem la montaj să facă, facă meme-uri cu chestia asta pe care ai zis-o. Mă rog, mai puțin asta cu plânsul, că asta știu și eu, deci nu o știu. Bocez, am trecut-o. Aici te întreg, deci nu, vorbim despre altceva. Dar dacă mai adaugi tu cu o zi fără cusur, cred că gata, poți să închei fericită. Da, da. Bine, da. Deci te las pe tine zi asta. Nu știm niciodată ce ne aduce ziua de mâine. Nu avem decât ziua de astăzi. Pentru trecut putem doar să ne facem tot felul de procese de conștiință și să îndreptăm lucrurile. Și atunci ne rămâne azi, care trebuie să fie o zi fără cusur. Trebuie să fie o zi despre mine. Despre mine fiecare dintre noi. O zi a mea. O zi fără cusur. Mulțumesc.